Salutare, așa cum ai văzut din titlu, am luat 10.000 de acțiuni la OMV Petrom, mi-am consolidat poziția pe OMV Petrom, am undeva la 17.000 de lei doar pe această companie și pe lângă asta tu am mai făcut o chestie, am pus încă de vineri un ordin de vânzare pe Bain, nu s-a executat încă, dar e undeva acolo foarte, foarte aproape să execute. Până la urmă, da, am decis să cheltuiesc lichiditatea aceea pe care o țineam pentru oportunități. Am văzut că s-a trecut, a fost o perioadă cu scăderi pe bursă. Astăzi pare să-și mai revine piața, pare, nu se știe, dar cumva să fie un bull trap, da, și cumva să ne trezim că o pică iară și că am făcut o manevră greșită. Nu zic că am făcut eu cea mai deșteaptă manevră, dar am decis că pentru portofoliul meu vreau să acumulez mai multe acțiuni pe OMV Petrom și atunci am decis că o să cumpăr astăzi 10.000. Le-am și cumpărat, hai să vă arăt pe ecran ca să vedeți exact, da? Vedeți undeva aici în colțul de jos, da? Orderul de cumpărare, de fapt vedeți și că sunt eu pe ecran, acum dau eu seama. Executat 10.000, mai am un order în piață la Bain, da? În care nu sunt foarte mult pe câștig, sunt undeva de un, știu, un leu pe profit, ceva de genul ăsta, doar ca să fie așa mental, să nu fiu pe pierdere. Așa, de ce am făcut chestia asta? Tot așa pentru a avea mai multă lichiditate. Și atunci am zis că dacă Bain ajunge, eu mi-am asumat un risc, dacă uitați la episodul în care am cumpărat Bain, o să vezi că mi-am asumat un risc pentru toată treaba asta. Și am zis ok, dacă ajung măcar pe 0, este ok. E undeva la 0,07, a fost și la 0,03, dar n-a ajuns să fie pe plus 1% acolo ca să acopăr comisioanele de vânzare, plus un mic profit, astfel încât să fiu și eu mulțumit că înregistrez totuși un profit la vânzarea acestei companii. Am pus orderul e pus în piață până la data de 31 decembrie, așa că o să rămână orderul ăla în piață acolo. Dacă compania crește un pic, un vârf între, vedeți că este la 0, la minus 0,7, deci o crește de 1% sau 1,5%, îmi asigură vânzarea lor automată. Și eram la un moment dat, cred că ia să mă uit acum, eram chiar primul cu orderul, adică ia să vedem. Vedeți că am primul order, da, la ASK. Primele 10 acțiuni sunt ale mele cu 1.44.96, da, vedeți că este orderul meu, e primul. Trebuie doar să găsesc un cumpărător dispus să cumpere la prețul ăsta și în momentul care cumpără, da, peste prețul de 1.44.96, o să se execută și orderul meu automat și bineînțeles că o să, mă rog, încasez profitul, mai fac o de lichiditate. Revenim la OMV Petrom, 17.000 de lei în momentul de față. Dacă ne uităm pe heatmap, vedem că deja este OMV Petrom, mă acoperă foarte, foarte mult din portofoliul meu. Așa, era un pas pe care vreau să-l fac mai de mult, n-am avut cu ce să-l fac. Nu e în finalul ăsta pentru OMV Petrom, da? Dar s-ar putea la un moment dat să vreau să marchez și un pic de profit dacă văd că vine o creștere mai substanțială. Încă nu știu să vă spun în momentul de față, dar am zis să mi-asum riscul ăsta de a rămâne fără lichiditate, nu e un risc major, dar ar putea să mă duc la niște pierderi de oportunități. Apropo de chestia asta, a fost bineînțeles la concurență cu H2O. A doua opțiune pe care o luasem în calcul era dacă cumpăr la Hidroelectrica, unde sunt la un minus de 7%, zicem aproximativ 7%, 6,7%. Și mă gândeam, zic ok, dacă cumpăr acolo de 7.000 de lei, deja mă duc și la fac al treilea pilon de 10.000, da? Pe de altă parte am zis nu, lasă că mai bine așa, chiar dacă prețul SNP este încă sus, mai bine așa pentru că vreau oricum să acumulez mai mult pe compania respectivă și atunci am zis că lasă că vedem noi cum facem noi de echitate și pentru restul, da? Pentru că bineînțeles că la un moment dat și H2O va trebui să crească ca și pondere în portofoliu. Foarte, foarte simplu, foarte rapid, nimic de, să zic, complicat. Mai mult mi-a luat să fac video ăsta decât să iau decizia, pentru că cumva decizia era nu neapărat luată de mult, era în așteptare, da? Deci cumva decizia asta exista, am așteptat niște chestii ca să pot să cumpăr, da? Adică era acolo când, adică știam că se va întâmpla, nu știam când. Acum trebuie să mă focusez, v-am zis că oricum perioada asta se focusa pe lichiditate, pe a face rost de noi bani pentru a putea cumpăra, pentru că în momentul de față mai am 7 lei, da, lichiditate, practic nu mai am ce să cumpăr, doar dacă se execută Bain-ul, mai avin 1400 de lei,
bani pe care nu știu în ce companii voi băga în momentul ăsta, o să analizez la momentul în care să vinde, dacă să vinde, 0,06. Văd că tot reușește să crească, dar nu suficient de mult încât să declanșeze mie, să ajung eu la punctul de vânzare, astfel încât, mă rog, aștept să vând și acum am venit la prețul pieței cu 16 lei pierdere, n-ar fi o problemă, dar m-am zis, nici nu sunt așa hachtiat, bă, vreau neapărat să vândă, am zis că vreau să vândă măcar cu un leu profit, da? Așa, deci nu e neapărat, mamă, dacă nu se vinde, pică cerul pe mine, nu e vorba de multă lichitate, acolo 1433 de lei, 1435... 1440 ceva de genul ăsta o să fie în final. Așa că am zis că e ok, așa, nu contează restul, vom vedea. Bun, nu vreau să fac un episod foarte lung astăzi. Am zis decât că vă arăt și am mai cumpărat eu pe bursă, pentru că v-am promis că de câte ori fac o mișcare pe bursă o să vă și arăt. Nu uita la final de clip să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai jos butonul de subscribe și lângă el un clopoțel mic. Bifează și pe ăla pentru a fi notificat de când postez un clip nou. Și bineînțeles că ne reauzim poate diseară sau mâine cu un nou clip. Îți mulțumesc!